Bună! Haideți să discutăm astăzi despre înmulțirea unui număr cu 10, 100, 1000. Este cea mai simplă înmulțire dintre toate. Respectiv, când înmulțim cu 10, vom pune la sfârșitul numărului pe care îl înmulțim cu 10 un 0. Când înmulțim cu 100, vom pune la sfârșitul numărului care înmulțim două zerouri, exact câte zerouri avem. Și când înmulțim cu 1000, vom pune la sfârșitul numărului pe care îl înmulțim cu 1000, respectiv 3 zerouri. Haideți să vedem. 37 ori 10. Scriem numărul 37, cel pe care îl înmulțim cu 10 și completăm 0. Citim 370. 42 ori 100. Scriem numărul pe care îl înmulțim cu 100, adică 42, și copiem la sfârșit câte zerouri? 2. Citim numărul 4200. 1000 ori 57. Pe cine mulțim cu 1000? Pe 57. Scriem numărul 57 și la sfârșit câte zerouri copiem? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Citim numărul, facem grupe, 57 de mii. Bun, haideți să vedem în continuare câteva exerciții în care folosim aceste reguli. În primul rând, deci ține minte, dacă mulțim, de exemplu, pe 10 ori 10, desigur cât o să fie? 1, scriem 1 și câte zerouri voi avea? 2 zerouri. Dacă am 10 ori 100, de exemplu, voi scrie 1, urmat de câte zerouri? Câte am în total? 1, 2, 3. 1000. 100 ori 100. Voi pune 1 și câte zerouri? 4 zerouri. Adică 10.000. Bun, și acum cu aceste reguli în cap, haideți să vedem la exercițiul 1. Trebuie să completăm aceste căsuțe. Deci, l-am pe 51 înmulțit cu 1000. Câte zerouri am? 3. Și îl vreau rescris 51 ori 10. Deci, aici pe cine trebuie să pun ca să am în total 3 zerouri? Am deja un 0. Trebuie să mai pun 1 urmat de câte zerouri? Păi câte au mai rămas? 2 zerouri, 100. Ca în total 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bun, mai departe. Vreau totuși să scriu 51 ori cineva și apoi rezultatul oricineva. Cu alte cuvinte, aici aleg cum vreau eu. Am 3 zerouri și le împart cum vreau. Ori 1 aici, 2 aici, ori 2 aici, 1 aici. Să zicem că pun 100 aici. Și 10 aici. Bun, și acum mulțesc. Puteam la fel de bine să le pun pe dos, ca să am în total 3 zerouri. 51 ori 100 o să fie 5, 1, 2 zerouri, adică 5100, ori 10. Care o să fie, desigur, 5, 1, câte zerouri? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 51 de mii. Deci zerouri pur și simplu văd câte sunt și le completez.